Dintre elementele frumoase, să spunem, definitorii care sunt emblematice ale Galațiului, unul dintre ele este exact nava Tudor Vladimirescu. O navă poveste, o navă unică, funcțional, cu zbaturi și cu un motor aproape original, o caldarină cu abur, construită foarte, foarte de mult, până la 1800 30 și ceva, ea a fost navă înmatriculată în Imperiul Habsburgic și a ajuns ca pradă de război aici în România, la Dunăre și la Galați, unde apoi, în anii de după 90, avea sortit o poveste dramatică, dar în epoca de atunci, domnul Mircea Viorel, nu, Viorel Ștefan, împreună cu alți entuziaști, au reușit împreună cu un grup de entuziaști să poată rezolva povestea asta și să o retransforme, să-i dea din nou viață, să o ridice. Ei, ăsta este un element emblematic. Dunărea cu faleza ei la Galați are un kilometru și ceva, e a doua faleză ca lungime din Dunăre, după cea vieneză, dacă nu mă înșel. Ceea ce este deosebit, e un aport impresionant vis-a-vis de efortul financiar care se face, mai ales în perioada asta în care statul român este supus aproape descompunerii. Și dacă stai să te gândești, nava asta aproape nu se vede de pe filmul măreț pe care l-a făcut primarul cu cei 4.200 de dolari, 3 minute, cu drona la bășcălie și mișto și flecmă pe obrazul comunității. Iată un emblematic simbol care nu se pierde și care rămâne. Dacă sunteți din afara orașului și sunteți în apropiere, o promenadă pe faleză chiar nu strică. Face mai mult decât destule lucruri. Ce pot să vă spun este că orașul rămâne în continuare foarte frumos și e atractiv. Nu e populat cu stafii electorale, cum se vede de la înălțime, e populat cu oameni, cu o resursă de oameni extraordinar, care știe să facă lucruri grozave atunci când ei sunt puși în situația de a avea lideri pe măsură, nu altfel. În vecinătatea navei Tudor Vladimirescu, luându-i din strălucire, se află un ponton construit tot de administrație, tot pe timpul lui Nicolae, ca să mai toace niște bani. Cel care se referă la terminalul de pasageri aproape nefolosit, pentru că navele de pasageri care ocolesc Galațiul, dacă va fi să fie oprite, ele sunt oprite în spatele navei Tudor Vladimirescu, nici într-un caz aici, dar s-au tocat imens de mulți bani pentru construirea acestei opere mărețe plutitoare. După cum se vede, este plină de expresie arhitectonică, de bun gust și de reliefare, ca întotdeauna, actului de bășcălie, de batjocură și de tupeu pe care l-au avut băieții ăștia care au tot năucit orașul timp de 3 decenii și care sunt din aceeași structură. Nu am nimic cu partidul, spun doar o chestie adevărată care face parte din context. Galațiul la Galați, PSD-ul a făcut mult rău orașului. I-a vândut combinatul, i-a vândut portul, l-a năucit vis-a-vis de comerț, l-a scos din realitate. De ce? Pentru că de pe timpurile masoneriei, în perioada în care se proiecta ideea de stat român, atunci pe când principatele erau separate unul de celălalt și Bucureștiul era împreună cu Iașiul în situația artizanatului construirii principatelor române, că toți suntem la 100 de ani de pe care vrem să-i aniversăm trâmbițat inutil și fofilând banii, așa după cum o face și primarul cu cei 4.200, pe lângă alți bani care oricum sunt aruncați în aer și cheltuiți. Pentru că se poate spune un singur lucru despre guvernarea asta, o cărbuire asta care acum e la putere. Toacă bani! Toacă bani! Ei bine, din perspectiva asta și atunci se stabilise că, din punct de vedere geografic util, Galațiul fiind în perioada aceea tot cel care pusese harta pe planetă, pusese România pe hartă, se hotărâse ca la unirea principatelor române să fie aici capitala țării. A avut grijă, practic, toată cârmuirea de la București să năucească Moldova, să o sărăcească, să pulverizeze efectiv starea de prosperitate din Moldova și a ajuns după 100 de ani Moldova un fel de zdreanță economică. Și după cum se vede, Galațiul în niciun caz ca să-i fie potențialul pus în valoare și dimpotrivă năucit, năruit, distrus, cu un șantier pe care, dacă nu au putut să-l administreze, l-au aruncat străinilor la un preț de bășcălie, cu structura de shipping efectiv năucită și aruncată,
cu mecanismul metalurgic făcut praf, cu elementele de construcții de mașini risipite și distruse, cu infrastructura, să nu uităm că regiunea de căi ferate era foarte importantă, s-a dus de râpă, cu tot ce putea fi năucit, s-a năucit, s-a tocat, tocmai pentru huzurul lor lepre, care în momentul ăsta sunt așa zis și miliardari reformatori de țară și care duc bine mersi în condiții africane. Asta este. Admirați ceea ce a făcut Dumnezeu aici la noi și, după cum spunea chiar primarul, a avut dreptate, e binecuvântat orașul de Dunăre, dar este smintit de oameni, dintre care, păcat, și el face parte și le ține standardul. Deci asta este unul dintre elementele simbolice care ar putea fi promovate în continuare și care promovează și orașul. Este Nava Tudor Vladimirescu. Dacă se merită la nivel de exogen, de extrăin, să vii la Galați ca să vezi Nava Tudor Vladimirescu, dacă ești în apropiere, da. Dar dacă ești într-un grup organizat și vii de la mai multă distanță, căutați și rezervați înainte posibilitatea de a vă plimba cu nava, pentru că voiajul de o oră este aproape unic. Vă veți fi puși în postura de a vizita o zonă aproape impresionantă, în continuare mișcătoare, și o veți face de la bordul unei nave care este într-adevăr simbolică, plină de istorie și în compania unor oameni absolut impresionanți, extrem de grozavi și extrem de calzi, într-adevăr cum sunt oamenii de aici de la Dunăre, nu așa cum sunt prezentați la București, mai ales prin tipica înjurătură de moldoveni. Nu are nicio treabă și vă spun asta eu care sunt brăilean. Deci sunt niște oameni absolut extraordinari. În continuare, repet, Tudor Vladimirescu este locul, este nava pe care merită să o întâlniți dacă veniți de departe, dar rezervați-vă printr-un grup organizat șansa de a face o călătorie, pentru că merită. Sunt peste 100 de ani de istorie la bordul său și în anul ăsta centenar al celor 100 de ani de stare de România, poate că, eu știu, e experiența unică.